După 3 luni de investigații, oamenii legii au reușit să prindă un bărbat din Medgidia acuzat de proxenetism, chiar în momentul în care închiria marfa unor ofițeri sub acoperire. Astfel, bărbatul a fost reținut chiar în momentul în care primea 200 de lei de la 2 investigatori sub acoperire, în schimbul oferirii a 2 prostituate pe care acesta le găzduia de mai multe luni în locuința sa și pe care le determina să întrețină raporturi sexuale cu diferiți bărbați, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 50 și 100 de lei. Cu ocazia descinderii au fost identificate în locuința acestuia 5 prostituate, dintre care 3 minore și un al doilea bărbat de 20 de ani, despre care sunt indicii că de asemenea este proxenet. Fapt pentru care cei 2 au fost reținuți pe bază de ordonanță, urmând ca astăzi să fie prezentați la judecătorie cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au precizat că banii obținuți intrau direct în buzunarul suspectului, iar fetele găzduite de el primeau doar hrană și îmbrăcăminte. În momentul în care oamenii legii au descins la locuința suspectului din strada Kemal Agi Ahmed, a fost prezentă și o echipă a postului de televiziune Media TV Medgidia, prezență care nu a fost agreată de vecinii proxenetului, care dețin un magazin alimentar chiar în curtea acestuia, astfel că operatorul de imagine a fost agresat și înjurat, încercându-se intimidarea sa în condițiile în care acesta se afla pe domeniul public. Eu de aici că ți-l sparg. Dacă nu-ți filmezi magazinul. Dar nu vreau să filmez nimic aici. De ce să mă calci? Că așa vreau eu. E, na. Locuința unde proxenetul ținea tinerele racolate se află la doar câțiva metri de școala gimnazială Constantin Brâncuș din Medgidia, unde sute de elevi merg la cursuri zi de zi, existând riscul ca micile școlărițe să devină oricând victimele acestuia.